Păi stai, mă, Marius, dacă tot veni vorba, că tu erai cu asta, cu retrospectivele, cu nu știu. Așa. Și nu ți-a plăcut chestia aia cu... Da, zis-o mai... Da, pe mai pe seară. Mai pe seară? Mai pe seară. Era repede. Seara e la început. Da, dacă vrei. Nu? Hai, ca să nu facem două drumuri. Pe bune? Da. Păi, s-a aflat. A, da? Tu ziceai că e s-a confirmat? E cu rușii. Da. Te rog eu, că la fiecare râs am aici, pe partea stângă, contractor. Uite, pe cât a fost? 18 aprilie 2022, a, nu? Ce vreme, mai da. Ții minte? Da, da, dar mi-aduc aminte. Era cu războiul, cu asta. Dați-ne 972B. Să vezi ce ți-am spus atunci. Da. Să-ți aduci aminte. Nu cred că s-a confirmat. Nu, nicio. Ia. Acest război nu ar fi existat niciodată dacă nu ar fi fost dorit de americani. Mamă, și tu aici erai, că bă, că Putin a venit. Da, păi eu am fost împotrivă da, în tot timp. Dar tu ai văzut ce s-a întâmplat pe... A... Da, da. Pe 24 noiembrie 2023? Nu. Adică acum câteva zile? Am fost plecat, știi că... Da? Mm-hmm. Dați-ne 971B. Ia vezi. Більш того, коли ми повернулися з Істамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати. Май дати-ну дата, яка era пусе. Більш того, коли ми повернулися з Істамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати. Este vorba de un acord negociat la Istanbul, da, da, cu medierea turcilor. În care oamenii se așezaseră la masă... Să oprească războiul, practic. Exact. Ceea ce, de fapt, interesa, pentru că pierderile de vieți umane... Marius, nimic pe planeta asta nu valorează cât o viață două. Și ne uităm cu umor la toate aceste tragedii teribile, da? Deci omul este șeful echipei de negociatori din Ucraina, care s-a scăpat acum și a spus ce... Nu ne-au lăsat americanii să facem... Boris Johnson nu era acolo venit cu săniuța din Laponia. Și nu semnați nimic. Păi dacă nu i-ați lăsat să se înțeleagă cu rușii și ați vrut război, cum spune Boris Johnson, micuților, da. Până la urmă, de ce s-au bătut? De ce s-au bătut atâta ucrainienii și au murit atâția oameni? Că acum americanii nu le mai dau bani, Europa nu le mai dă bani și au rămas cu ce? 500.000 de oameni care au... Uite, uite, dați-mi 621-a. Repede. 621-a. Uite-l pe omul nostru. Care? Că suntem noi doi. E. Stai că mă răsucesc. Da, vezi acum. Așa, ar fi nemai pomen... A, așa, perfect. Uite, omul este negociatorul șef și atenție... Al ucrainienilor. Da, da, și ce ai văzut adineaori a fost pe televiziunea ucraineană. Nu este luată de la da. Ruși, de la Rusia, nu știu cât. Today. Și el, și el spune acolo, vezi că întreabă, îl întreabă micuța intervievere. De ce negocierile de pace în prea Rusia, apoi la Istanbul, Turcia au fost întrerupte în primăvara anului 2? Și se spune, scopul Rusiei a fost să ne facă să acceptăm neutralitatea, el zice, orice altceva, inclusiv povestea rușilor din Donbass. Toate astea erau colaterale. Dacă acceptam povestea asta cu neutralitatea, ne înțelegeam cu ei, se oprea măcelul. Da? Și vezi cum spune ăla, dacă am fi acceptat neutralitatea așa cum a făcut odată Finlanda și dacă ne angajam să nu aderăm la NATO, ceea ce îi lansaseră, tu ai spus în emisiune că aveai da, textul corect. Și citeai ce se pusese pe masă în negocieri. Într-adevăr, aceasta a fost singura condiție solidă a Rusiei, restul a fost chestiuni politico-cosmetice, fără greutate, de nazificare a iurei. Poftim? Ar fi putut atunci să ajungă la încetarea focului? Da. Și să vedem după aia o soluție politică. Ce facem cu oamenii ăia? Cum ne înțelegem? Și cum a venit Boris Johnson și a spus nu, ne batem cu ei în continuare? Adică ne batem cine? Ne batem noi, voi ucrainieni. Adică muriți voi ucrainienii. De ce? De ce, Marius? Nu cumva ca să omorâm ruși cu ucrainienii? Păi asta am spus de la început. Și acum? Păi și acum nu prea mai e bani, vorba și acum, unui personaj, nu. Păi nu, dacă, vezi ce repede merge? Merge foarte repede. Merge repede. Păi dacă merge așa de repede, păi hai să le arătăm la oameni unde au ajuns cu povestea asta. Că, de, uite, pe 8 iunie 2023, era mare susținere, nu? Mare susținere. Da, cea mai mare. Cea mai mare.
961 B. Mergem până la capăt, luptăm și câștigăm. Ia, 961 B. The fact of the matter is that I believe we'll have the funding necessary to support Ukraine as long as it takes. Noi 2023? Da. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Vrei să vezi ce era pe 13 decembrie 2023? Vreau, păi, dacă mi-ai arătat în iunie, vreau și în decembrie. 963 Beveru. Ia vezi, îi ajutăm cât e nevoie sau? Da. Ia. We'll continue to supply Ukraine with critical weapons and equipment as long as we can. Poftim? Cât mai pot și ei, de ce? Presa a observat chestia asta, dar n-a observat altceva. Că noi tot luăm Ucraina, NATO, și o să vezi niște lucruri apropo de Vilnius despre care noi n-am discutat și retrospectiva ta. Uh-huh. I-au învins ucrainienii pe ruși? Nu, da, de greu. Bă, te întreb, ce știi tu? Se pare că nu, din câte... Bă, fraiere, i-au bătut. A. S-a terminat. S-a terminat? Cu victoria... Nu știai? N-am fost atent. Bă, penibile și pe cuvânt. Mulțumesc. Auzi? Tu, sunt și eu realizator. Tu ești cu Beatrice pe ceva? Nu știu la ce te referi. Nu, mă, nu o cunoști pe domnișoara Beatrice? Nu, și nici nu vreau să o cunosc. Adică crezi că... Eu sunt pe... Crezi că ar fi... N-ar fi imoral. Și imparțial. Adică ce vrei să sugerezi, Marius? Că nu vreau să intru în chestii de astea. Dar care... cine e domnișoara? Nu știu, dar nu vreau să o cunosc, nu vreau să știu cine. Atunci, Marius, dacă nu știu ce, n-am ce să-ți fac, ești pierdut. Hai să-ți explic cum s-a sfârșit războiul din Ucraina. Te rog. Bun. 962 B, vă rog. But for you to be here today, again today, nearly 2 years later, and for Ukraine to be stand strong and free, is an enormous victory already. Lăsați așa cu fața lui Zelensky. Uită-te la fața lui Zelensky. Am bătrânit și el. Nu, da, uită-te la ce a auzit el, săracul. Mm-hmm. Victoria e că ești tu aici. Care e o victorie. S-a închis, nu? S-a închis și că încă există Ucraina, nu? Sau? Clar există. Și păi te asigur eu, rușii o lasă, nu? Ai vorbit. Da, e așa Ucraina cum o vezi, ciuntită, distrusă, cu populația în bejenie, cu băiatul ăsta care o să-l cauți prin America peste o lună, două. Că... Păi da, că nu prea are unde în altă parte. Unde să mai ducă? Unde să așa, mai... el unde o să lună, mai... două, eu ziceam că până în toamnă, dar ești, te grăbești un pic. Auzi, mă, Marius, dar... Stau și mă întreb acum. La voi ai... Adică, la noi. La noi, da. Ai văzut victoria care e, nu? Da. E o victorie. De ce? Încerc să... Da, nu. Păi, 964B se impune, nu? Adică... Te rog. România a fost și o să fie alături de Ucraina până când o să obțină victoria împotriva Federației Rome. Federației Ruse. Federației Române? Se acum mai scapă omul, ce vrei. De fotbal, poate, nu? Federația, da, cu ăla. Suntem campioni, calificați. Da, nu-i niciun consic, că văd că era lângă Luminița Dobrescu, care se întâlnește... Luminița Dobrescu, da, se întâlnește. Sau cum o cheamă, nu? Luminița Odobescu, nu Dobrescu. A, mă rog, eu sunt cu mai bătrân, cu Beatrice, Cerbul de Aur. Cu Beatrice. Păi Cerbul de Aur nu mai e. Nu mai e, dar sunt așa. Ai rămas cu sentimentul. Da, exact, eu sunt mai... Auzi, mama, dar nu i-a spus nimeni că victoria e că e Zelensky aici? Că, care e victoria Ucraina? Aia, că a rămas aici și că până... Dar lui nu i-a spus nimeni? Peste două luni, știi, nu? Că la Ministerul de Externe... noi suntem alături de partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, în sprijinirea Ucrainei. Formula 1, Formula 2. Noi nu vom precupeți nimic pentru a ajuta pe colegii noștri să reziste în fața invaziei rusești. Și Ucraina luptă și pentru libertatea noastră. Exact. Da. Ce e asta cu victoria? Cine a pus asta în dosar? Nu știu, cred că Luminița. De la capătul tunelului? De la capătul războiului, că nu e vorba de tunel aici. Nu e vorba despre tunel. Bun. Acum, Marius, știi... Da, de acord cu tine. Nu, dar acum știi când lucrezi seara? Păi lucrezi. Lucrezi seara, nu? Toate televiziunile lucrează seara. Sper că acolo mergem. Da, acolo mergem. M-am coordonat cu ministrul de externe, cu ministrul de interne, domnul Predoiu, cu Luminița Odobescu. Ne-am văzut seara. Poftim? Păi când să te vezi? Că ziua ești la muncă toată ziua.
Ne-am văzut seara? Păi când? Adică... Ok. Așa. Și mai departe știi? Nu, dar nici nu vreau să știu că mă doare pe partea asta. Nu, da, adică stai că... Teleconferințe, videoconferințe, chiar aș vrea să nominalizez pe cineva, în mod special, o consilieră de domnului vicepremier, o domnișoară Beatrice, care a cărui predoi, chiar care m-a impresionat cât de aplicată și cât de pregătită este pe acest domeniu. Domnișoara Beatrice? A, de asta era? De care ziceai? Da. Nu știam de care. Nu știai Beatrice. De care ce? De care? Unde? Sau? Care Beatrice? Seara? Care este? Era și seara... Seara pe deal, buciumul sună cu jale. Cu... Nu mă, că la asta nu mai e și la poezie. Cum? Sunt specialiști la guvern, domnișoara Beatrice? La Predoiu. Da, la Predoiu. Da. Iar eu sunt prim-ministru. Da, și specialiștii sunt... Și sunt primul ministru și... Hai să vezi, va fi președintele României, Marius. Uite, îți dau eu acum știrea asta. În... Doamne ajută, în sfârșit, o veste bună în seara. Și cum? E el după mine că-l omor. Și muncim cu Beatrice? Sau... Nu știu, Valică, dacă e... Și muncea pentru Schengen. E vorba de mandrele concretului aici, da? Și nu mă bag în chestia asta. Bine, hai să rezolvăm repede cu Schengen. Hai să rezolvăm cu Schengen, ca să... Că toată vezi, lumea vezi cum a mers? Păi vezi cum a mers? Am intrat în Schengen, ce să mai... Mergem foarte. Încerci să... Stai, cum? Seara? Sara pe deal. Mi-ai mai zis asta cu dealul, mă, dar a nins acum. Bună seara, iubito, te aștept ca și... Iar? Da. Ai zis iubito? În fiecare seară, ai zis iubito? Da, păi Beatrice. Aoleu, adineori ai zis că nu te bagi. nu mă bag în sensul că nu vreau să am Marius, de face. Păi, cum? Așa ca dialog îmi place. Da? Mm-hmm. Seara pe deal, Beatrice? Da, e vorba de oameni care lucrează. Deci, care lucrează. Hai să trecem la Schengen, că da, mă ține pe partea asta abia. Partea aia sau pe partea asta. Ok, da. Nu vrei să mergem și noi seara? Să... Poate învățăm ceva. Învățăm, dar acum avem emisiune. Mergem în altă seară. Păi și acum e seară? Păi nu, luni, marți, miercuri, joi, seara, da, săptămâna și vine, okay. Să am emisiune. Deci, sâmbătă seara. Mario, scurt pentru toată lumea, dragii mei, am înțeles că e o mare victorie ce a obținut oamenii ăștia să intrăm în Schengen cu ce? Cu aerul. Cu aerul. Cu aerul. Și, bineînțeles, lucruri. M-am văzut și eu ce s-a spus, fel de fel de lucruri, fel de fel de idei. Totul este bine până când colaboratorii încep să mintă. Colaboratorii externi? Nu Beatrice. Ah, nu. Înțeles. Beatrice se pricepe, cunoaște. Domnișoara Beatrice. Da. Așa. Situația este în felul următor. Hai repede să explicăm câteva lucruri pentru... Publicul larg. Pentru românii noștri care se uită la noi și care așteaptă de la noi multe lucruri. Hai să vedem și noi documentul negociat de Guvernul României, de domnul, cum i-ai zis, de unde e domnișoara Beatrice, cum îl cheamă? Nu știu, nu sunt de aici. Mă uit că oamenii tu scriu. Da. Da. Beatrice, mă, de la cine era? Că nu mai știu. De la interne. Pe bune? Da. Păi, acum îmi spui, mă. Tu nu știai că e de la interne? Dar nu mai dădeam. Ai crezut că e de la externe, nebunule. Eu am crezut că ești de seară, adică... De ce, de la interne? De la interne. Așa că trebuie să ai grijă. Jesus. Adică nu. Băi, Jesus Christ, așa. Bun, ok. Să le arătăm oamenilor ce s-a negociat. Fii foarte atent. Wow. S-a negociat un document ca să aderăm la Schengen. Schengenul fiind un spațiu, dragii mei, în care, în mod normal, inițial, gândirea a fost... cetățenii să poată circula fără să arate pașaportul. Inițial era centrat pe persoane, după aceea importanța a devenit mult mai mare, e o importanță economică teribilă, pentru că vorbim de granițe terestre, acolo unde transportul de mărfuri trebuie să aștepte enorm dacă nu faci parte din sistemul Schengen și asta înseamnă pierderi de miliarde. Și noi am reușit să închidem un acord cu Austria care ne-a blocat până acum, a zis nu vă lăsăm, pentru că, nu știu ce, migranți vin de la voi la noi, niște bălării de ale austriecilor, fără niciun fel de substanță. Și până la urmă noi am obținut de la austrieci această concesie, să nu se opună în Consiliu unde se iau aceste decizii, la aderarea noastră doar la un fel de, nu știu, a mia parte din Schengen, adică spațiu aerian și spațiu maritim. Interesul nostru era, evident, legat de frontierele terestre. Și aici o mare problemă, dragii mei. Hai să ne uităm puțin la acest document. Dați-mi 618A. Marius, documentul vezi acolo
este o anexă. Pe noi ne interesează galben, da? Uh-huh. Restul e pentru securiști. Acest document al Consiliului Jai, unde spune așa, eu am luat două puncte interesante pentru oameni ca să înțeleagă despre ce vorba. Ce spune aici? La 2. Ce ne-am obligat noi ca să ne lase în aer? Adică să ne lase în Schengen aer. Bineînțeles, fără să ne permită aderarea la Schengen cu spațiu terestru. Deci, control la frontierele terestre dintre Bulgaria și România, precum și de către România la frontiera cu Ungaria. Deci, în acest set de obligații, suntem practic, nu-i așa, constrânși să sporim control la frontiera cu Ungaria. Schengenul este despre frontiere interne libere. Dacă noi intrăm în Schengen, nu suntem presupuși să sporim control la frontierele interne, pentru că între Ungaria și România frontiera devine Schengen. Dacă sporești control la frontierele între România și Ungaria, se cheamă nu că nu vei intra în Schengen, ci că te îndepărtezi de Schengen. Controlele sunt la frontierele externe. Deci, practic, se consacră ce? Că, din punct de vedere terestru, frontiera dintre noi și Ungaria este o frontieră externă Schengen, deci noi suntem în afară. Ca să intri în aer, adică nicăieri, tu, de fapt, îți creezi obstacole suplimentare în a adera terestru la Schengen, amplificând ce? Control la frontiera ta cu Ungaria, care ar trebui să devină o frontieră internă, deci fără control. Deci tu, în loc să mergi spre ideea de a te elibera. Exact, și de a te adăuga la spațiul de liberă circulație pe frontierele interne, tu de fapt construiești bariere suplimentare între tine și Ungaria. Și acum fii atent. Foarte frumos. Uită-te la 4, zice așa. Detașarea consilierilor în materie de documente, inclusiv consilierii austrieci pentru zbori relevante pe aeroportul din Bulgaria și România. Și îmi place asta. Controle prin sondaj la sosirea în Austria în conformitate cu dreptul Uniunii. Păi dacă sunt controlele astea prin sondaj, adică vei să mergi la Viena, tu român, cetățean, Marius Tucă. Și unde ziceai, prin aer suntem liberi acum, nu mai stăm la... S-ar putea să te agațe? Nu că s-ar putea. Ce spune el aici? Facem niște controle prin sondaj în conformitate cu dreptul Uniunii. Dar dacă e în conformitate cu dreptul Uniunii, de ce ai scris asta aici? De ce ai scris asta? Că dreptul Uniunii nu dreptul e... Uniunii, Uniunii, nu trebuie să scrii tu asta aici. Nu, de fapt noi aici consacrăm ce? Că atunci când mergem în Austria, în loc să mergem ca toată lumea și să existe niște controle din astea randomly, la întâmplare, nu. Tu consacri prin acest text că de acum încolo la tine de fapt nu va fi nicio întâmplare. Că alminte de ce ai fi pus asta în text de vreme ce-i cu, nu? În conformitate cu dreptul Uniunii. De ce pui tu asta specific într-un text între tine și austrieci? Ești chichiricios. Cum? Adică te legi de-a mici amănunte. Ia uite tu la asta. Ia. Calea de urmat. Angajamentul de a discuta în 2024 o dată pentru o posibilă eliminare a controlelor la frontiera. Ce mă? În 2024 noi povestim? Pe ce să faci altceva? Depinzând, deci fii atent, nu că nu-ți dă o dată pentru frontierele externe, dar simpla discuție condiționată. Uite așa scrie aici. Angajamentul de a discuta în 2024 o dată pentru o posibilă eliminare terestre, pentru o posibilă eliminare a controlelor frontiere terestre, depinzând de asemenea de punerea în aplicare cu succes a tuturor măsurilor și angajamentelor complementare punctul 1.5 care să conducă la o îmbunătățire semnificativă a situației migrației în Austria. Adică te condiționează pe tine. Da. Dacă vei primi acceptul Austriei să te adaugi la Schengenul terestru, te condiționează de situația migrației în Austria, care poate o fi situație prin Croația, prin Ungaria, prin Serbia. În ultimul rând prin România, adică din România. Bineînțeles! Că n-au cum să vină aia să treacă și prin Bulgaria și prin România. Deci cum adică eu discut cu tine dacă intri în Schengen terestru, în funcție de cum mă simt eu în materie de migrație la mine în Austria? Poftim? Da, Valida, acum stând drept acum și gândind strâmb, ca să fac eu pe avocatul diavolului, da. Dacă nu se făcea asta, nu se făcea nimic. Da. Marius, acest text pe care tocmai l-ai văzut și atenție ce zice Comisia la textul ăsta, Comisia Europeană, dați-mi 619-a. Comisia Europeană a aplaudat. Adică ce-ți faci tu cu mâna ta? De ce s-ar opune Comisia Europeană? Mm-hmm.
Și scrie acolo, uite, declarația Comisiei referitoare la proiectul decizia Consiliului privind aplicarea integrală a dispoziției acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria și România. Comisia amintește că funcționarea spațiului Schengen va continua să fie What? Va continua să fie discutată? Funcționarea? Adică, ce spun austriecii? Bă, mai întăriți frontierele externe, mai, mai băgați Frontex-ul pe la bulgari, cu turci, cu nu știu ce și mai departe. Deci discutăm, da? În Consiliul Schengen, în cadrul ciclului de guvernanță Schengen. Eforturile de cooperare operațională vă continuați să fie asigurate cu sprijinul coordonatorului Schengen. Ăsta e la un directorat general și așa mai departe. Adică ce? Adică nimic.